Bine v-am găsit, stimați respectatori! Invitata noastră e Angela Gheorghiu. Aș spune o divă, dacă în România cuvântul divă n-ar fi ușor demonetizat. Nu e un am excedent remarcat. De dive în România. Nu am remarcat. Pentru că sunteți mai mult plecată. Am remarcat eu. Nu, este un apelativ pentru care sunt întotdeauna onorată. Vi s-a spus mai des, ați auzit mai des, da. Che bella voce sau che bella? Tutte due. Che bella voce, che bella donna. Che bella... Nu, senti, adică am auzit. Dar primul dar cu care am fost înzestrată este vocea. Și este o frustrare când vine cineva la tine și spune doar ce frumoasă ești. Că de fapt nu, acesta este motivul pentru care eu am fost pe scenă. Ați dat de-a lungul vieții sute și sute de interviuri. Corect. Să ne imaginăm că toate aceste interviuri vor dispărea. Da. Că la un moment dat, când praful se va alege de toate, vă gândiți vreodată și la varianta cu praful care se alege de toate? Sau mai niciodată? Puțin. Mai puțin. Da. Îmi vin. Doar atunci când văd filme horror. Nu v-am invitat la un film horror, ci mai degrabă aș dori o comedie romantică. Exact. Eu sunt o romantică, sunt o veselă, sunt o optimistă. De fapt, și aveți ceva din Julia Roberts. Da, un pic. V-a mai spus cineva? Da, din surâs. Cum să nu? V-a da. Mai spus. Sigur, sigur. E, asta e. Un handicap al discuției noastre este că totul vi s-a mai spus. Că sunteți divă, vi s-a mai spus, că aveți o voce divină. Îmi face plăcere. Am nevoie. Aveți nevoie să vi se spună că sunteți frumoasă, că aveți o voce divină, că sunteți o prezență, că iradiați feminitate. După ce ați terminat discursul ăsta, de-abia aștept să-l mai aud odată. Oare ăsta e un defect sau o calitate? Nu, este... asta poate să judece fiecare după caracterul lui. Deci facem o comedie romantică cu Angela Gheorghiu în rolul principal. Da. Prima secvență ar fi... Am o poveste foarte drăguță cu portarii de la Covent Garden, deci Royal Opera House, opera regală din Londra, și portarii lor. În momentul în care am intrat prima oară, pentru că acesta a fost teatrul pe care eu l-am visat și la care mi-am dorit, am avut o idee fixă, că va trebui să fac prima mea audiție la Covent Garden. Deci încă mai eram studentă și m-am dus să fac o audiție la Covent Garden. În ce an? În primăvara anului 1990. A, înainte de a termina. Eu am terminat atunci în luna terminat. Iunie. Da, atunci am terminat conservatorul. Cortina de fier a căzut la timp, da, pentru exact ca Angela Gheorghiu să poată merge liniștită să dea o audiție în acest teatru. Nu știam prea multă engleză, aveam câteva poi cu mine, cu fraze, where is the stage door of the Royal Opera House? E, am întrebat o persoană, două, și la un moment dat văd un domn foarte, foarte bine, îmbrăcat, așa, cu față de lord și mă adresez lui, știți unde, where is the opera, where is the stage door? Deci unde este intrarea artiștilor de la acest teatru? Și el mi-arată acolo, deci erau 5 metri, până să intru pe ușa acestui teatru. Intru în teatru, intru în sala corului, pentru că acolo se fac audițiile. Pe cine credeți că văd? Pe domnul, exact pe domnul pe care l-am întrebat. Și când am văzut, deci vă imaginați ce destin și iman. Și care este directorul acestui teatru? A, este directorul, Peter nu portarul. Nu, ajung la portar. Și se numește Peter Catona, se află, deci este unul din primul om care m-a îmbrățișat din prima secundă în care m-a cunoscut și a înțeles din modul în care l-am întrebat și de cum eram îmbrăcată, sigur este românca pe care o aștept la audiție. Așa și fost și imediat după ce am terminat prima arie mi-a oferit primul contract. Pentru Boema. Mimi din Boem. M-a prezentat portarilor, să știți, ea va fi... Bun, și mi-a făcut deja primele elogii. Wow, am fost super încântată, am plecat de acolo nebunită. Și acești portari, până în ziua în care vă vorbesc, sunt prietenii mei. Și povestea simpatică cu portarii este următoarea. Odată, eu mi-am terminat spectacolele, da? Așa am plecat. O colegă de-a mea, deci făceam exact același spectacol. Și colega mea mi-a spus, uite, eu sunt bolnavă, poți să faci tu ultimul spectacol. Și ultimul spectacol, deci m-am reîntors. Toată lumea știa că Angela a plecat, m-am reîntors. Și portarii, de bucurie, de fericire că mă văd încă o dată, au pus mână de la mână, au pus bănuți peste bănuți și mi-au făcut un cadou superb. Pentru mine sunt foarte importanți oamenii care lucrează pentru noi. Și energiile pe care vi le transmit. Extraordinar. Contează. Enorm. Și am învățat și pe alți directori de la alte teatre ca să îi învețe pe portari și pe toți oamenii care lucrează în teatru să ne primească frumos,
să ne zâmbească, să ne adreseze cuvinte simpatice, pentru că baza unui spectacol și a noastră ca oameni și ca artiști este sufletul. Și este foarte important să te simți iubit. În filmul nostru, deci, căruia acum i-am spune, Angela. 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 Asta este o caricatură pe care o fac. Ați făcut-o unui ziarist italian. Da. Numele meu este destul de dificil de pronunțat, dar s-a ajuns ca să am acest nume prin prima mea căsătorie cu Andrei Gheorghiu și numele meu, cum prea bine îl știți, a fost Burlacu. Angela Burlacu. Angela Burlacu, da. V-ați născut la Giud. M-am născut la Giud, da. Un orășel micuț între Siret și Trotuș. Și clima este destul de dură, așa, iernile. La răscruce de vânturi? Da, așa, exact. De aceea răceam foarte mult întotdeauna și aveam amigdalele enorme, am suferit întotdeauna. Le-ați scos? Nu. Nu am vrut să le scot și după aceea chiar un doctor mi-a spus să nu le scot pentru că eu am, mă ajută, de fapt, mi-a dat Dumnezeu o conformație altfel. Deci gâtlejul meu este mult mai mare. Și dacă se face ca emisia să fie alta? Da, să fie alta. Deci acțiunea se petrece la Giud. La Giud. Părinții sunt acolo? Mama și tata atunci când își dorește, pentru că tatăl meu a ales calea bisericii. S-a călugărit? La ce vârstă? După 60 de ani. După 60 de ani? Da. S-a dus și s-a călugărit. Bineînțeles că totul are o explicație. Deci, în momentul în care s-a întâmplat o ruptură în familia noastră, când mi-am pierdut sora, atunci, în mintea, probabil, în mintea lui, s-a întâmplat ceva. Nu a fost niciodată un om ducându-se așa fervent la biserică să citească cărți bisericești și deodată... După ce ați pierdut-o pe sora... Da. Sora mai mică. Sora mea mai mică. Un an și jumătate era mai mică. Pe sora o chema Elena. Și se spunea Nina. Cum pe mine mă cheamă Angela și mi se spune Gina. Tot ce am făcut, am făcut împreună. Am făcut aceleași studii, am avut aproape aceiași profesori. Semănați? Deloc. Era blondă, ochii verzi, cu părul creț. Complet diferită. Complet diferită. Și ce avea ochii mamei. Mama mea are ochii verzi. Și de ce s-a prăpădit sora? Un accident. De mașină? Da. Câți ani avea? Avea 29. Unde erați în clipa în care ați aflat că sora s-a prăpădit? Eram aici. În București? Da, eram în București. Cu mama, cu tata, da. Și Roberto. Ne-au anunțat să mergem de urgență la spital, deci încercau să o salveze și nu s-a mai putut. Am suferit foarte mult. Am fost la Giud, am mormântat-o la Giud și de atunci m-am reîntors după 7 ani pe strada mea. Dar cum a trecut șocul? Mi-aduc aminte, pe parcursul a 2 ani, în fiecare noapte eu am plâns. Fiecare noapte așa, era ca și cum mi-aș spune o rugăciune, în fiecare seară așa, vărsam eu lacrimile mele și mă simțeam mai bine după aceea. De multe ori chiar îmi folosea faptul că parcă dădeam ceva afară, ieșea din mine, nu? Și după aceea mi-am luat o aliată pe Nina. Continuă să fie o prezență pentru că eu o doresc și îi cer ajutorul. Este ca și cu îngerii. Spune, îngeri există, numai că noi uităm de ei și nu-i rugăm. Nu-i băgăm în seamă. Trebuie să-i rugăm. Și pe scenă, în momentele în care simt că am nevoie de un ajutor suplimentar, o rog și pe sora mea. Vă concentrați? Mă concentrez, da. O evocați? Nu, pur și simplu mă gândesc la ea. Atât. Și simțiți că aveți o forță suplimentară? Da, da, simt. Simt. Dar știți de ce? Pentru că vreau. Vă dați seama ce nedreaptă e viața? Dau seama. Îmi dau seama, pentru că o trăiesc. Nu e același lucru ca atunci când eu vă povestesc, toți oamenii spun, da, ai compasiune, da, te înțeleg. Nu, nu e. E o diferență. O diferență între poveste și realitate. E diferența între a fi spectator și a trăi ceva. Foarte mare diferență. Și e diferența între a fi așezat confortabil într-un fotoliu și a aplauda o divă, care numai ea știe, pe lângă bucurie și euforie sau mai știu eu ce simțiți pe scenă, chiar ce simțiți. Mare fericire. N-aveți trac. Bineînțeles. N-aveți emoții. Nu la uiți câteodată mezeria pe care o faceți. Bineînțeles. Am un trac nebun. Mă doare stomacul. Câteodată vine să vomit de atâta emoții. Sau poate n-aveți chef într-o seară. Vreți să fiți în altă parte. Nu. Asta nu s-a întâmplat. Niciodată. Dar ați simțit vreodată venind dinspre hăul publicului o energie devoratoare? Nu. Niciodată. Nu.
sunt foarte răsfățată. În ziare citim de huiduieli, fluierături, soliști care pleacă în plin spectacol. Eu nu am plecat, nu am plecat. Am plecat o singură dată, dintr-o poveste foarte... Cântam Faust la Monte Carlo și era o scenă cu Mephisto în biserică și sunt mai multe planuri. Orchestră, eu... orgă și cor. Și Margareta se roagă. Și Margareta se roagă. E superbă. Este Și l-am rugat pe dirijor să fim foarte, foarte atenți să nu avem decalaje. Și el a spus, nu-ți fă probleme. Și la un moment dat, în scena bisericii, am realizat că toți, orchestră, eu, cor, orgă, fiecare cântam pe limba noastră. Deci eram complet în decalaj. Și eu am spus, stop! Am făcut de câteva ori asta. Eu fac asta. Și publicul? Încântat. Eu am vrut să reiau. Nu a vrut. Noi discutam. Eu spuneam da capo. Și el continua. Da capo. Și el, de rușine de a nu recunoaște greșeala, nu a dorit să... publicul s-a manifestat, a început să spună să plece. Și zic, nu vrei să reluăm? Ce balamuc. Da. Și zice, nu. Ce vei pa? Nu. Bă, alor... O va! Și am plecat. Dacă ceva nu-mi place, eu dispar. Dar sunteți în cuplu cu o vedetă, cu un tenor și aveți fiecare metode de lucru diferite. Diferite, da. V-ați deranjat vreodată unul pe altul? Nu, la început, pentru că eu vreau să-l învăț pe Roberto cum se studiază, gândeam eu, să facă în felul în care studiez eu. Și l-am obosit. După o oră era... Nu. Bun, deci din momentul acela am considerat că între noi trebuie să fie o bună înțelegere doar așa. Respectăm decizia celuilalt, respectăm ce celuilalt îi face bine sau îi face plăcere. Și primul lucru, bineînțeles, începe cu studiul. Roberto sau alți colegi de-ai mei mă aud pentru prima oară în teatru. Eu mă pregătesc, deci nu am un pianist, n-am avut niciodată un coach sau, eu știu, cineva care să-mi... Deci pentru limbi străine, deci pentru rol, pentru stil, pentru muzică, pentru tot ce înseamnă un rol. Deci atunci când am ajuns la teatru sunt... Deci toată partitura am... Și zona de actorie? Zona de actorie o fac pe scenă sau în timpul repetițiilor împreună cu regizorul care a fost angajat pentru a face regia unui spectacol. Și eu sunt parte integrantă dintr-un spectacol, dintr-o viziune. Și acceptați. Și accept, da. Se poate întâmpla să nu accept. Și atunci mă fac nevăzută. Adică mă aduc aminte. Un singur exemplu și atunci am avut o mare lecție. Se pregătea o Traviată la Madrid. Decorul era foarte frumos. Și am văzut, intrând, deci vorbeau despre SS, poliția germană. Și am văzut cum încet, încet se degradează tot ce știu eu despre Dumas, ce știu despre personaj, tot ce știu despre Verdi, despre stil, despre... Deci totul s-a ales praful de tot ce știam eu. Niciodată nu am fost împotriva modernității, nu. Dar se schimbă subiectul, pur și simplu îl distrugi. Și m-ați extras din peisaj. Da, am spus, eu am semnat un contract pentru Traviata, deci Giuseppe Verdi, pe un text de Alexandru Dumas și aici nu există nimic din ce am semnat eu. Ciao, arrivederci. Și v-au dat în judecată? Nu. Bine, pentru că astea sunt contracte care se învață cu timpul cum trebuie să le faci. Trebuie să știi totul. Sau să ai oameni care știu totul. Da, bănuiesc, am și oameni. Aveți avocații dumneavoastră. Nu, am la New York, la Londra, la Spania. Aveți? Am un avocat care mi-a făcut cel mai mare dar din viața mea, cea mai mare bucurie. M-a ajutat să înfiez pe Ioana, fetița sorei mele, care și-a pierdut și tatăl. În același accident? Nu, mai târziu. La ce distanță de timp? 4 ani. Și atunci am hotărât, deci mătușa și unchiul, nu? Am hotărât să o transferăm la Londra. Pentru că unchiul, fratele cumnatului meu, locuiește la Londra. Dumneavoastră unde locuiți? Eu locuiesc peste tot și nicăieri. Adresa mea este în Elveția, lângă Genev. Este ca un fel de la Vie de Bohème. Este așa etajul unui hotel și noi locuim la ultimul etaj a unui hotel. E un penthouse? Da. Și am un cinema acolo. Murim de dorul cinemaului de la Copé, da? Și chiar acelui de la Paris, pentru că avem și la Paris, casa noastră la Paris, și cum avem pe cea de la București. Pentru că eu am spus așa, în momentul în care am hotărât cu Roberto să locuim undeva
alături de părinții lui și de fetița lui, pentru că acolo este o altă tragedie. Acum vă privesc cu oameni care, dacă nu cunosc dinainte scenariul, nu o să înțeleagă nimic. Absolut nimic. Deci soțul meu, Roberto Alania, cel de-al doilea soț pe care l-am cunoscut la Covent Garden, o să ajungem și acolo, are și el o fetiță. Și eu acum sunt, așa pe scurt, brev, sunt mama două fetițe fără mamă, pentru că și prima soție a lui Roberto a murit după o boală foarte gravă. N-ați cunoscut-o? Ba da, am cunoscut-o. Ce meserie facea? Meseria de soție fidelă a lui Roberto. Și ați preluat, deci, și fetița? Fetița lui Roberto, o cheamă Ornella. Și cele două fete au fost întotdeauna cu mine. Nu am făcut niciodată o diferență între ele. Și se înțeleg foarte bine, fără să fac vreun efort. Și sunt foarte mândră și de un alt aspect. Roberto și Ornella vorbesc foarte bine românește. Și ne întoarcem la Jude. Când Angela și Elena cântau împreună. Pe strada Vânător. Pe strada Vânător. Numărul? 17. Într-o căsuță? Aveam o căsuță destul de mare. Aveam 6 camere. Mult, aveam destule. Pentru că tatăl mamei mele era constructor. Cu mulți copii de care a avut grijă. I-a dat la studii, i-a dat la școli pe toți. Și mama era născută la Giudu Vechi. Este un sătuleț lângă Giud. Și tata s-a născut tot la Giudu Vechi. Este dintr-o familie de ceferiști. Ceea ce a devenit și el mai târziu. El a vrut foarte mult, visul vieții lui a fost să devină aviator, a suferit, cred că și astăzi suferă, pentru că nu a reușit. Nu. Astăzi, dacă e călugăr, nu mai suferă. Nu, ba da, suferă ceva de toate suferințele lumii, tata suferă. Nu cred. Ba. Fiți sigură că dacă s-a călugărit, și-a găsit liniște. Nu și-a găsit-o. Sunt sigură că nu și-a găsit-o, pentru că nu este ușor. După caracterul, după cum îl știu eu, el încearcă. De aceea s-a și dus. Și era mecanic de locomotivă. V-a luat vreodată în locomotivă? Da. Ce mi-a plăcut? Unde v-a dus? La Ciceu. Ce ieșire. Câți ani aveați? Nu mai țin minte, dar cred de 14 ani. Cu sora? Cu sora. Niciodată nu voia una să nu vrea și cealaltă exact. Tot timpul, da. Și mama era croitoreasă, nu? Mama era croitoreasă. Și totdeauna când făcea uneia ceva? Identic cealaltă, bineînțeles. Erați tot timpul îmbrăcate la fel? Da, mult. Până târziu am fost îmbrăcate la fel. Când am început să ne uităm așa după băieți și să fim și noi, să avem rochii frumoase, mama imita rochiile pe care noi le vedeam în reviste sau la cinema, atunci sufeream. De ce? Pentru că eu eram altfel. Și eu credeam, pentru că sunt altfel, eu voiam să se uite la Angela, la Gina, să vadă ce suflet minunat sunt și ce fată bună sunt, nu la cântăreață sau la artistă, pentru că totdeauna eu m-am luptat cu asta. Admiratorii vedeau în dumneavoastră de atunci ceva mai special, voce. Între timp am reușit să mă obișnuiesc cu mine și trăiesc bine cu mine. Dar mi-aduc aminte, părinții mei, profesorii pe care eu am avut, învățătoarea pe care am avut-o, întotdeauna m-au răsfățat. Și nu exista un spectacol mititel, nu exista, eu știu, indiferent că era la școală, era la Casa de Fără Cultură. Surorile burlate. Fără surorile burlate. Dar spuneți-mi, erați o fată din Azud, da, care ați locuit tot timpul la internat. Da, tot timpul și la facultate, și la liceu, și la internat. Și. Maximum în cameră câte? Maximum 6 și minimum 3. Totdeauna și sora. Și întotdeauna și sora. În aceeași cameră. Da, în aceeași cameră. Deci erați ca două surori gemene, da, într-un da, fel. Da, eram, exact, eram ca două surori gemene. Dependente una de alta? Dependente una de alta. Ne plăcea să într-un anumit fel să ne copiem una pe alta. Ne plăcea să fac și eu, să vin și eu, să te ajut, să te înțeleg. Eu eram mai tăcută. Eu gândeam, întotdeauna mi s-a mai spus și mutulică, pentru că eu între timp am recuperat, dar mintea mea și sufletul meu lucrau foarte mult. Deci în mine clocotea totul. Era, dar deci nu reușeam să mă, n-aveam curajul să mă exprim. Pe când sora dumneavoastră? Pe când sora mea era volubilă, era plină, era veselă, era o splendoare. Deci când apărea sora mea, apărea soarele și cum să spun, artificii. Băi, era cea mai bună prietenă? Da. Da. Încredere totală. Total. Nici o rivalitate, nici o mică invidie? Nici un milimetru. Nici nu mi-a trecut vreodată pe minte. Aflați că acest sentiment nu m-a locuit niciodată. Apar nu. Când v-ați cucerit independența? Când n-ați mai fost ca două surori gemene? Când v-ați măritat cu Andrei Gheorghiu? Nu, am fost întotdeauna, pentru că și ea s-a căsătorit cu un doctor, tot Andrei îl chema, și locuiam și aproape. Deci eu locuiam pe Tunar și ei lucrau pe Moșilor. Eram vecini. El era medic chirurg
Și un om, o cultură extraordinară și, și vesel și extraordinară persoană și el. Ei și ne vizitam foarte des, eram unii la alții și eram o familie unită și de fiecare dată când mă reîntorceam, era așa un fel de sărbătoare familială și apoi mi-aduc aminte când sora mea a rămas însărcinată cu Ioan, am spus, avem copil. Formidabil. Da. Citită replica acum. Da, acum, da, e o chestiune de destin. Da. Dar fetița acum a depășit șocurile de a-și pierde cei doi părinți. Foarte greu, dar este unul dintre cele mai frumoase caractere pe care le-am întâlnit vreodată. Este de un optimist și de o veselie și este spirituală. Este un copil extraordinar. Pentru că puteau să o distrugă. Nu au distrus-o. Dar cred că poate și-a dat seama sau ea nu și-a dat seama, dar fiecare din noi am ajutat-o atât cât am putut. Și deci s-a lipit de ea. Și pe tatăl dumneavoastră de ce nu l-ați ajutat? Tata nu vrea să fie ajutat. Pentru că oricum el consideră că el ne ajută pe noi. Poate are dreptate. Poate. Și din toată familia el a avut șocul cel mai puternic. Nu, nu a avut cel mai puternic pentru că s-a dus la mănăstire, nu. Așa a ales el, asta a fost alegerea lui. Dar al cui a fost cel mai puternic șoc? Al mamei. Și expresia numai mamă să nu fii, asta o pot înțelege mamele. Sunt absolut sigură. Să-ți vezi un copil, totuși, o splendoare. La 20 ceva de ani este foarte greu. Și este ca o ruptură, ca un arbore în plină sevă, tăiat de la rădăcină. Unde se roagă tata pentru dumneavoastră? Pentru noi, el spune, și pentru mine. Se roagă la muntele Athos și mai vine câteodată și în Moldova, la o mănăstire. Și mama a înțeles gestul ăsta? Sigur că a înțeles, e și obligată să înțeleagă, dar eu găsesc că este mult mai greu să înfrunți viața decât pentru mine este o acțiune puțin lașă, dar este opinia mea. Fiecare cu alegerea lui. Am înțeles, dar dacă toți ne-am călugări, nu știu, planeta asta cam cum ar arăta, nu? Poate ar arăta mai bine. Nu! Nu, în primul rând nu am existat. În filmul nostru, deci, până în 90, până o perioadă la care țineți mult. Foarte mult. E perioada din România. Da. Am ascultat o bandă cu vocea dumneavoastră de atunci, tânără, da. Plină de energie. Sigur. Dar putea să se piardă, putea să nu atingeți ceea ce se cheamă gloria internațională. Da. Credeți că e vorba numai de voce, de frumusețea ei? Nu, nu numai. Nu, de foarte mult. Dar să știți că niciodată nu mi-a trecut prin minte că nu voi face toate astea. Întotdeauna am fost sigură. Eu de la 14 ani, cu prima și unica mea profesoară de canto, Mia Barbu... Care era profesoară de canto popular. Popular la liceul de muzică. Dar știți cum l-am nimerit acolo? Pentru că părinții mei au venit la liceul de muzică și au spus secretariatului de la liceul de muzică, noi avem o fată, are voce și am dorit să facă liceu de muzică, pentru că ea vrea să ajungă la conservator. Și ce și-au imaginat o fată, câți ani are? 14 ani. 14 ani, o fată venită din provincie nu poate să cânte decât muzică populară. Și de aceea mi-a oferit o audiție la clasa profesoarei de cantă popular. Și în momentul în care eu am făcut prima vocaliză, s-a întors așa șocată la mine și mi-a spus, dar tu trebuie să faci operă. Și eu am spus, da, bineînțeles, pentru asta, dar știi că eu sunt profesor de cant popular. Și ce dacă? Eu vreau să fac operă, vreau să studiez. A? Și zice, ea respiră. Și am respirat. Zice, nu schimba nimic. Într-un interviu am văzut că spuneți, da? Numele profesoarei de la conservator nici nu vreau să-l amintesc. Ați considerat că era mediocră? Colegii mei o să se supere pe mine. Ea era o cântăreață foarte bună, numai că tot ce făcea era atât de politizat și atât mi-am dat seama că este într-o zonă de care eu nu sunt legată și nu-mi place. În orice caz, Mia Barbu mi-a spus, ai să fii, ești cea mai... Trebuie să faci așa, trebuie să asculți așa, trebuie să te îmbraci așa,
Trebuie să te porți așa. Pe când profesoara de la conservator a simțit că nu vă iubea? Ba da. Vă iubea? A, da. Eu nu o plăceam. Ea mă plăcea pe mine. Invers, decât în aria chitinomem, pajătem. Dacă nu mă iubești, eu te iubesc. Da. Apropo, mi-aduceți aminte că am de făcut Carmen, da. Eu, Carmen, încă nu am cântat pe scenă în rolul integral. Pe 31 decembrie anul ăsta. Va fi o nouă producție, da, premieră la Metropolitan. Acum, sufletește, da. Sunteți o Carmen. Iradiați o stare de Carmen. Pentru că nu iradiați o stare de echilibru burghez. Nu. Eu mă consider un caz. În ce sens? În toate sensurile. Cele mai multe situații, oamenii sunt previzibili. Și dumneavoastră sunteți imprevizibilă? De multe ori. Adevărul este că privindu-vă din afară, într-adevăr, un gest imprevizibil, da, este momentul în care, de pildă, ați hotărât să spuneți stop unui mariaj. Erați tânără, frumoasă, da, măritată cu un inginer. Ce vechime avea mariajul? 5 ani spre 6, deci familia Gheorghiu. Eu cred că este una dintre cele mai elitiste familii pe care le-am întâlnit în lumea întreagă. Vă dați seama ce vinovată trebuie să vă simțiți? Pentru că vă simțiți obligată la fiecare interviu, nu este din adevărat. Zecile de interviuri dar pe este, care le dați. Și amintiți acest adevăr? Nu. Să vă spun de ce. Nu. Îmi face plăcere. Eu am avut un foarte mare noroc să intru în casa familiei Gheorghiu. Câte ani aveați când ați intrat? 23 de ani. La 23 de ani am avut primul prieten care m-a și luat în căsătorie. Am înțeles că n-ați avut succes. Nu. Pentru că băieții erau inhibați. Veniți să răzgrați. Eram deja la conservator. Și până la 23 de ani, nimeni n-a îndrăznit să se apropie? Nu. La 23 de ani ați intrat în casa lui Ștefan Gheorghiu, fratele lui Valentin Gheorghiu. Exact. Ștefan Gheorghiu era profesor la conservator, era profesor. Nu, de fapt eram prietenă cu fica lui, dar care studia studia vioară. Și știți, era foarte curios, eram prietenă cu Irina, așa o cheamă, și dar nu n-am pus niciodată legătură, nu știam că Irina este fata lui Ștefan Gheorghiu. Eram prietenă cu o fată splendidă, un caracter extraordinar, și la căsătoria Cristinei Anghelescu, violonistă, eram prietenă cu ea, m-a invitat la nunta ei și acolo am cunoscut familia Gheorghiu, au fost invitați, bineînțeles, profesorul de vioară era și el invitat. Și acolo l-ați cunoscut pe, și acolo îl citesc pe Andrei, Andrei. Inginer. Sunt doi falnici, și Ștefan și Valentin. Doi oameni extraordinari. Și Andrei, fiul. Ce fel de inginer? A făcut electrotehnică, dacă mi-aduc aminte. A lucrat și la televiziune el. În comedia noastră romantică, să nu transformăm personaje principale în personaje secundare sau episodice. A fost un cu de pudră. A fost foarte interesant. Știți, și unchiul meu, fratele mamei, locuia pe strada Tunari, undeva, deci lângă casa familie Gheorghiu. Și odată și pe Andrei l-am văzut, fără să vreau. Și după aceea mi-am dat seama, m-am făcut o anumită legătură. Deci eu i-am cunoscut pe toți, neștiind de fapt cine sunt. Credeți că a contat vreo clipă că ați intrat în familia Gheorghiu? Credeți că fără familia Gheorghiu cariera dumneavoastră ar fi fost alta? Nu până acolo. Dar a contat pentru mine, pentru Gina. Cred. Fetița din Ajun a intrat în elita artistică a Bucureștiului, intrând în familia asta? Nu, eram deja. Erați prin vocea dumneavoastră? Da, eu am erați început. Ca da, cenușărea adică, asta? Erați... Nu, a intrat, bineînțeles, în casa lor cineva deja cunoscut. Deci Angela Burlacu era deja cunoscută, nu era nimeni, deci deja îi știau foarte bine cu cine au de-a face. V-ați simțit un pic venită din altă lume? Nu, niciodată nu m-am făcut să simt asta. Nu, deloc. Dimpotrivă, mie mi-a plăcut să fiu anturată întotdeauna de oameni în care eu consideram că pot, de la care am de învățat. Dar lacunele pe care le aveați, inevitabil. N-ați avut niciodată. Întotdeauna am învățat, am furat, am fost atentă. Nu m-am simțit penibil să primesc un sfat sau să simt că am făcut o greșeală. Am făcut-o, nu nimic, a doua oară. Deci ați fost fericită în casa aceea, nu? Da. Și în acel mariaj. Da, foarte. Și aveam o viață în familia lor extraordinară. Ați sigur vrut sau n-ați vrut să ieșiți dintr-un mariaj care mergea perfect? A venit o zi în care am simțit că nu pot trăi fără celălalt. În care, adică, a trebuit să aleg. El m-ar fi lăsat, chiar și așa. V-ar fi lăsat să vă trăiți aventura? Nu neapărat aventură, dar... M-a înțeles într-un fel, a zis, sigur, e o rătăcire, trece. Dar am suferit și pentru el, pentru Andrei. Am suferit pentru că știam că nu-i pot reproșa, că nu am ce să-i reproșez.
Și în filmul nostru, da, într-o căsnicie fericită, cum regizați scena în care... În care eu ajung la Covent Garden, ea, da, are primul spectacol cu un prim partener care o invită de la prima vedere, după prima repetiție, vrei să iei o cafea cu mine? Și eu am răspuns, nu, lui Roberto. Și lui a plăcut asta. Și mi s-a părut, cum să accepte așa ceva? Nu, mi s-a părut cu foarte mult tupeu, cu foarte mult curaj. Și m-am gândit, dar cine crede că sunt? Eu sunt o fată cu minte și cu respect să se poarte cu mine. Dar nu vă invitase decât la o cafea? E, uite că nu am vrut. Da, și l-am refuzat. Și asta, de fapt, i-a dat loc lui, pe mai târziu, să... Dar când a început să încolțească în mintea dumneavoastră ideea că ne-am îndrăgostit la prima vedere într-un mod aproape, cum să spun, am înțeles amândoi de la prima vedere și la prima atingere, la prima repetiție că există ceva foarte puternic între noi. Asta era în 1992. Da. Și mariajul avea să fie în 1996. Din 95 am locuit împreună, deci din ianuarie 95, în momentul în care am decis să rămân cu Roberto, deci sau să plec cu Roberto, dacă vreți. A fost greu să decideți foarte asta? Foarte greu, dar vă spun exact cum a fost. M-am ridicat din pat. Eram la Londra, Andrei era cu mine la Londra și era și Roberto și m-am dus la Roberto. Și cum a deschis ușa, Roberto a pus mâna pe telefon și l-am sunat imediat pe Andrei. Eu nu l-am trădat pe Andrei. L-ați sunat și? Și am spus și el a spus, este cu tine. A spus, da. Ce e interesant, da, în filmul nostru, că n-ați simțit nevoia să-i spuneți privindu-l în ochi. Și v-ați dus? Nu, și ați dat dar telefon. Nu a fost. Nu, asta a fost ideea lui Roberto, nu a fost ideea mea. Eu nu eram confuză, nu mai știam ce. Adică eu pur și simplu m-am dus așa puțin pe străzi să mă adun, să înțeleg ce drumuri să apuc, dacă mă înșel, dacă. Era o stare destul de grea de trăit. Și nu m-am dus ca să-i dau telefon, nu, pur și simplu am simțit nevoia, sau probabil Roberto a simțit nevoia să-l anunțe că soția ta nu umblă pe străzi sau eu știu, nu-ți fie teamă că este nu știu unde, că a dispărut. Nu a dispărut, este la mine. Dar nici atunci nu am hotărât să mă despart, despărțirea vine mai târziu. Atunci toată lumea considera că este o nebunie. Și că nu am de ce să mă despart și că este ceva pasager și va trece și totul va fi ca înainte. Dar s-au înșelat. S-au înșelat, da. Da, s-au înșelat. Și am văzut că v-ați măritat, e, ce frumos, la Metropolitan. Da, a fost o coincidență. În pauza unui spectacol. Noi avem acolo un fan, Rudolf Giuliani, era a fost primarul la București, era, da, primarul, era New primarul New Yorkului și l-am anunțat cu puțin timp înainte că am hotărât să ne căsătorim în timpul spectacolului de Boem, pentru că noi ne-am întâlnit în Boem. Bineînțeles că ne-am dus la primărie. Ne-a așteptat Rudolf Giuliani și a pus banda lui. Yes, yes, am spus amândoi, bine, și acum să semnăm hârtile. Zic, care hârtii? Rudolf Giuliani, a pierdut hârtiile. N-aveam ce semna. Da. Și a spus, nu-i nimic, nu vă faceți griji. Mâine, oricum, eu vin la spectacolul vostru de la Met, așa că o să facem partea a doua la operă. A venit la operă și în biroul directorului, în pauza operei la Boem, am semnat hârtile și am făcut a doua parte a ceremoniei. Și directorul operei a ieșit pe scenă și întotdeauna toată lumea are o reacție, sigur va anunța ceva tragic, rău, ceva rău. Și a zis, nu vă faceți griji, pentru prima oară ies în fața dumneavoastră ca să vă anunț ceva pozitiv și frumos și unic. Rodolfo și Mimi s-au căsătorit și a fost splendid. Ați avut un traseu atât de spectaculos, ați înțeles regulile jocului, nu e puțin lucru să pleci de pe strada Vânător din Adjud, chiar dacă aveți comoara pe care o aveți, și să ajungi o soprană
faimoasă internațional. De foarte multe ori m-am întrebat, la tot ce trăiam, dacă este vis sau realitate. Atât de frumos vi se pare? Da, da. Dar să nu credeți că nu am... Poate unii și-ar imagina, dar pe ce lume trăiește fata asta? Ce îi se întâmplă? Ce lume? De ce? În primul rând trăiți în lumea artei. Da, trăiesc în lumea artei, dar credeți-mă că am și eu momentele mele foarte joase, în care mă consider foarte, foarte tristă, foarte neiubită sau am și momente de genul ăsta. Fără niciun motiv. Fără niciun motiv. De multe ori mă gândeam de unde vine treaba asta, de unde vine căderea asta. Dar singura parte pozitivă în momentul în care eu sunt jos, să spun, psihic, este ideea că atunci când buna gândire va reveni, o să fie foarte bine. Și mai mult decât atât, chiar primesc, cum îmi place să spun, atunci când ți se face pielea de găină, unii spun cum că ar fi ca un semn de la Dumnezeu. Și muzica. Pictura, deci artă în general, natura, mâncarea. Da, nu se vede. Am momente în care mi se face pielea de găină. Deci văd un peisaj superb, am vizit să sărut arborii și să mă duc. Și mi se... așa, trăiesc interior. Dar fără să mi-l comand, îmi vine de undeva. Asta nu se poate comanda. Nu. Dacă s-ar putea comanda, planeta ar fi mult mai fericită. Mă gândesc că povestind, poate fac un declic în capul cuiva și să simtă ce simt eu, pentru că este splendid. Este un noroc. Este un noroc să poți trăi. Gândindu-mă la ceea ce am trăit la mine în familie. Dacă v-ați întâlni cu Maria Callas, întrebarea care ar fi? N-a făcut nimic altfel decât aș pune-o altei colege. Nu vă spune nimic greșit. În plus? Nu. Singurătatea și tristețea Mariei nu Callas? A fost nici singură și nici... A fost la Paris, nu? Dar credeți că nu... Prietenul dumneavoastră, Zeffirelli, exact, Franco, a făcut filmul? Nu, aia a fost o idee de-a lui. Și-a imaginat. Și-a imaginat-o ca pe o femeie singură și tristă. Dar nu este adevărat. Dar nu este. Bine, a fost și... Cine? Care dintre noi nu suntem și triști? Și ajungi la disperare, de tristețe. Din tristețea ei s-a făcut promoție. Au făcut ceilalți, nu ea. Ea nimic nu a făcut pentru a se vorbi despre tristețea ei. Deci ea n-are nicio vină. N-are nicio vină și pentru că eu știu, cunosc tristeți, adevărate tristeți în opera ale colegilor mei. De ea ce este... nu are și Callas dreptul la tristețe? Păi are. Are, dar nimeni nu are o tristețe mai mare ca a celuilalt. Este tristețea lui. Fiecare cu tristețea lui. Fiecare cu tristețea lui. Dacă ar fi să vă descrieți vocea, cum ați descrie-o? Primul impuls este să se simtă un timbru deosebit. Deci asta este calitatea principală a oricărei voci. Dar mai departe, cred eu, este un fel de lacrimă în glasul meu. V-ați construit cariera asta internațională, începând cu 90, iată, aproape 20 de ani azi mâine, da. În care nu v-ați pierdut capul nicio clipă. Nu. Am trecut prin Paris, am văzut afișe imense cu Tosca, cu prim planul dumneavoastră. Vă amintiți când v-am văzut prima oară la festivalul de la Veneția? La Veneția, când a fost premiera pentru Tosca, da. Tosca, da. Și am fost surprins atunci, da. Să văd cât de iubită sunteți în străinătate, da. Sunteți cu adevărat o vedetă. Da. Dar întotdeauna am considerat și ce am făcut în România, făcând parte la fel de importantă din viața mea artistică ca și cea din afara României. Sigur că o carieră înseamnă acumulări continue. Sigur, da. Că v-ați început cariera, de fapt, la 6 ani. Da. Și în fiecare zi ați dezvoltat-o. Am dezvoltat-o. Deci am terminat conservatorul și am cântat primul spectacol integral, Boema la Cluj. Și înainte de asta am cântat în Colul Mitropoliei, cât am fost student. Eu am fost plecată prima oară înainte de a face debutul meu. Eu am fost cu acest cor al Patriarhiei. Am ieșit pe vremea lui Ceaușescu, nu? Unde ați fost? La Viena, prima dată, și apoi în Finlanda. Dar nu v-a trecut prin cap să rămâne? Niciodată. Nu rămânea nimeni din corul Patriarhiei? Au rămas, cum să nu. Dar eu aveam o gardă de corp, un preot care era un securist și știam foarte bine că el este cel... Sunteți care mă... Sunteți sigură? Bineînțeles. Chiar ne distram, pentru că mai aveam o colegă de-a mea, Mioara, și pe sora mea, Nina, și fiecare din noi știam exact și ne și jucam cu ei în magazinele mari, pentru că îi făceam așa să circule printre galantare și vedeam sigur cine se duce după mine, cine se duce după Nina. Cine era duce... un uniformă preoțească? Nu. Erau preoți. Mai mult. Voiam o prăjitură și am ajuns să rog și pe patriarh.
Era o vitrină plină cu prăjituri. Erau, pe cine? Era pe Teoctist? Bineînțeles. Și ați avut poftă de o prăjitură și n-aveați cu ce să vă cumpărați? Nu aveam cu ce să mă cumpăr, dar nu aveam dreptul să ies, să traversez strada, să-mi cumpăr prăjitura. Și am spus, dar poate mi-o cumpărați dumneavoastră. Și nu au vrut să mi-o cumpere. De ce nu v-ați dus să vă cumpărați o prăjitură? Nu aveam voie. Să vă rupeți de grup? Da, nu am avut voie. Și aveați un dosar bun? Da. Tata era mecanic de locomotivă, era membru de partid, nu? Da, era. Ei, aflați că mi-aduc aminte plecările lui. A venit de vreo 2-3 ori. Nu, se ducea foarte greu. Foarte greu pleca. În străinătate? Nu, la București. Plecările lui în străinătate erau la București. Și de unde venea încărcat cu dulciuri și cu fructe exotice și atunci, datorită tatălui meu, am mâncat prima banană. A știut ce e foamea? La internat. Am plâns de foame și de frig. Preferam să ne așezăm în pat și țin minte, nu de multe ori, dar de câteva ori m-am așezat în pat ca să plâng și să adorm pentru a putea uita de foame. Bineînțeles că o mințeam pe mama, dragă de ea, cum că îmi luam cartelă la cantină, nu? Ei, nu-mi luam cartela normal, la cantină. Normal, cartela și fetele mergea pe un parfumel, pe o rochie, mergeam la fondul plastic. Acum la cine merge? Eu am admiratori care sunt designer și creează pentru mine. Așa, ultima rochie, măcar să spun de ultima, spectaculoasă, am de la un prieten, nu pot să spun, prieten, cunoștință, Oscar de la Renta, pe care l-am cunoscut prin Franco Zeffirelli la New York și am o rochie foarte frumoasă. V-ați gândit vreodată, o divă până la ce vârstă poate să rămână divă? Păi sunt cântăreții care au ieșit pe scenă până la 70 de ani, altele care au ieșit până la 45, până la 50. Marea majoritate spun că nu o să mai ies pe scenă în momentul în care eu cred că nu mai este nevoie. Bineînțeles că nu ne ținem de cuvânt. Dacă vocea ajută? E, nu. Eu am văzut colege cântărețe care vocal nu mai sunt ceea ce au fost și sunt departe de a fi bine. Dar? Și nu numai femei, chiar și bărbați. Dar publicul îi doresc atât de mult și numai prezența lor pe scenă. Și mai, eu cred că numai dacă ar trece așa, ar traversa scena. Nu o să-i fluiere, nu. O să-i iubească. Pentru că aura pe care o are un artist nu o pierde niciodată. Și mai este ceva, trebuie să vă spun, cântăreții sunt făcuți. Nu contează de origine, vârstă. Deja între artiști nu există vârstă, nu există gen, nu există femeie, bărbat. Suntem făcuți din aceeași plămadă. Din plămada specială, visului, cum zice Shakespeare. Trebuie să fii plămădit pentru a avea curajul numai să intri pe scenă și să știi că din emoția ta tu hrănești mii de suflete. Dar aceia care au, mi-aduc aminte acum și de Mia Baru, care au focul sacru. Mi-a plăcut foarte mult. Da. Focul sacru. Era o adolescentă cu ochii mari. Da, și asta era categoria în care se aflau cântărețea. Nu are focul sacru. Deci, are focul sacru. Problema e rezolvată. Da, problema rezolvată. Deci are tot ce-i trebuie. Focul sacru. Focul sacru. Ați avut, simțeați că aveți focul sacru. Da. Și sora avea și ea focul sacru? Nu știu, cred că îl avea, dar nu avea prea multă forță ea. Era foarte emotivă. Și eu sunt foarte emotivă, dar reușeam să mă controlez, ea mai puțin. V-ați dus părinții vreodată în străinătate? Cum să nu? Până unde, cel mai departe? Peste tot. Și la Metropolitan au fost? Cum să nu? La Covengada, am fost și în Japonia. Dar pe bunica ați dus-o? Nu, eu am pierdut ultima bunică, aveam 18 ani când a murit ultima mea bunică. Dacă ar fi să distribuiți o actriță în rolul mamei în comedia noastră romantică, cine ar fi? O actriță? Gillian Lowe, Brigida sau Sofia Loren, foarte... Așa, mamă, da. Frumoasă aveți? Da, eu semăn cu tata. Și în rolul tatei pe cine ați distribui? Direct vă spun, seamănă ca două picături. Ultima oară a venit să ne viziteze un prieten de-al meu, José Carreras. Seamănă cu José Carreras înfiorător de mult. I-am și spus, José, semeni cu tata atât de mult. Adică vreau să-ți spun, bineînțeles că nu, da, ca da, să nu... Da, zic, da. Bineînțeles, adică tu ești foarte frumos. Zici, asta se explică de ce ești tu frumoasă. Mi-a făcut el un compliment. Dar în filmul nostru e o comedie romantică. Ce s-a ales de primul soț? Primul soț este recăsătorit, s-a recăsătorit după câțiva ani. Tot în lumea artei? Nu, sau nu? Nu, soția lui este medic. Vă seamănă? Da, am auzit. V-a iertat? Andrei și toată familia sunt acum în cele mai bune, nu acum, din totdeauna. Chiar dacă fără să vreți,
Asemănat suferință. Da, da, chiar dacă, dar pentru că ne-am explicat și pentru că ne-am înțeles foarte bine. Vă văd atât de caldă. Transmiteți o stare de echilibru. Da. Atunci de unde vi s-a dus buful că sunteți dificilă, că sunteți capricioasă? Wow, că ce bine. Se lucrează greu cu dumneavoastră. Da, sunt un fel de oaie neagră a lumii operetistice, da? Dacă pot să spun, da, și îmi place foarte mult. Oaie neagră, ei bine, de unde? De la faptul că spun nu. Și în lumea operei, marea majoritate a colegilor mei le teamă să spună nu din frica de a nu a fi reangajați. Spuneți nu la ce nu vă convine. Da. Chiar dacă uneori vă înșelați. Foarte rar mă înșel. Și dacă eu simt că nu sunt bine, prefer să stau acasă. Când cineva nu este bine, se creează o atmosferă nu prea pozitivă. Și nu am să mă apuc să povestesc pe scenă, domnilor, astă seară nu mă simt bine, scuzați-mă. Ce grozav ar fi. Nu, într-o comedie romantică. Într-o comedie romantică. Să apară diva. Nu apare Angela. Așa, nu apare Angela. Știți cum ați fost porecliți cuplul Angela Gheorghiu, Roberto Alania? Aduceți-mi aminte, pentru că am o listă foarte mare. A, da? Pe care o știți? Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Hei, să vă spun, Bonnie and Clyde habar nu aveam, deci nu știam ce, de unde vine acest titlu. Și mi-au spus, uite, este un film la Hollywood. Wow! Mă duc, cumpăr DVD-ul, mă uit, Bonnie and Clyde, n-am înțeles nici astăzi ce au vrut să spună. Un cuplu de șoc, un cuplu care obține ceea ce vrea. Este cam forțat. Mi-aduc aminte de o altă poreclă, pentru că eu sunt româncă. Așa. Și bineînțeles, în momentul în care află, ești din România, prima imagine este aceea a lui Dracula. Ei, și de aici am căpătat porecla Draculet. Și, deci, și Draculet și Bonnie and Clyde acum sunt subiecte de operă. Când am ajuns acum o lună la New York, la hotel mi s-a dedicat o operă și mi-a oferit-o cu numele Draculet. Ca să jucați în ea? Da. Dar nici nu v-a trecut prin cap? Nu știu. Nu, n-am spus nu. Nu stau și studiez. Bineînțeles, există Draculet, există Roberto, există... O operă modernă. Da. Interesant. Da. Foarte interesant. Și un alt compozitor român care a compus deja o operă pentru noi, Marius Efani, deja începe... lucrul pentru opera Bonnie and Clyde. Și luăm partea pozitivă. Foarte bine. Da, de ce nu? La început eu am plâns. Asta am vrut să întreb. Am plâns, am avut multe reacții. E loc și suferință în povestea asta. Cum să nu? Da, foarte mult. Un om ca dumneavoastră, care trăiește în lumea artei, care are succes, care are bani, aveți, nu? Păi am, cât să... Vocea v-a adus. Da, greutatea am bani de cheltuit. Mă credeți? De o parte n-aveți? Nu prea. Tocmai. Din vremuri de criză, atenție. Da, da, știu. Sunt foarte cheltuitoare. Asta este unul dintre cele mai mari defecte ale mele. De ce vedeți că e un defect? Foarte bine, cheltuit. Îmi place să mă simt muncii. Bine. Să mă simt... Și cu cei din jur. Prietenii mei sunt... Îi iau cu mine prin lume. Îmi place să-i simt aproape, să... Nu știu, să mă simt așa, îmi place să mă simt mână spartă. Este așa un fel de lux de a te simți mână spartă. Și nu e bine? E foarte bine, dar e foarte riscant. Pentru că pot să risc foarte mult. Și de multe ori Roberto mai trage de urechi și spune, ai grijă. Și îi spune, păi uite, tu ai grijă pentru mine, tu vei fi bătrânețea. Nu știu, glumim. Și spuneți că sunteți un om imprevizibil. Uh-huh. Acum sunteți la faza Carmen, sunteți încă bine. Da, sunt foarte bine. Ideea este, credeți că vă mai puteți oferi de-a lungul vieții vreo mișcare atât de neașteptată încât să vă surprindă chiar pe dumneavoastră însevă? Da. Nu credeți că sunteți acum așezată pe niște șine confortabile? Nimeni nu este așezat. Și că totul e previzibil? Nu. Nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră, pentru nimeni. Întotdeauna este un mâine și întotdeauna am de muncit și un fel de renaștere. Întotdeauna trebuie să renasc.